Eu sunt Aliona Moon, sunt un copil născut sub lună și un om care are legătură directă cu ea. Sunt cea care iubește să cânte la nebunie și iubește lumea în general. Aliona Moon, cu numele real Aliona Munteanu, s-a născut pe 25 mai 1989 în Chișinău. Își face studiile la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Jurnalism, pe care nu o mai finalizează. Este selectată pentru proiectul televizat Fabrica de Staruri 2, show care o scoate din anonimat. În 2013 reprezintă Republica Moldova la cel mai important concurs muzical din Europa, Eurovision, experiență care o plasează imediat în prima ligă a artiștilor din țară. În 2018 se căsătorește cu cel mai bun prieten al lui Pașa Parfeni, Vladimir Fedorenko. Astăzi, la Istoriile Gloriei, o artistă care nu se aruncă în lumina reflectoarelor, dar care adoră muzica în toate formele ei, Aliona Moon. Aliona, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur să te văd! Oh, și eu tare mult! Hai să te întreb ce ai făcut în carantină. Eu, cu toate că și până s-a început carantina, am început să lucrez mai mult cu mine, asupra mea, și carantina a fost doar o perioadă mai, adică, prelungită a ceea ce făceam eu până în acel moment, pentru că oricum nu ieșeam prea mult, știe lumea, că nu eram la toate evenimentele mondene sau nu știu ce. Ai spus ceva interesant, că lucrezi cu tine, asupra ta. În ce modalitate? Lucrez asupra vocii, felului de interpretare, pentru că un pic am decis să schimb ceva. Da, să schimb ceva. Bine, trebuie să ascultăm și să vedem ce este actual. Am decis să dau mai mult suflet în ceea ce cânt, pentru că fiind obișnuită să cânt bine, da, adică vocal vorbind, dar mi era foarte greu să dau emoții mai multe, da. Tot timpul am avut problema asta și am zis că trebuie să lucrez. Cei care te ascultă de ceva vreme nu s-ar fi gândit că există o problemuță pe care tu o vezi ca o problemă. Da, eu cred că fiecare găsește în ei anumite problemuțe la care oricum vine timpul să lucrezi. Și știm noi că așa cum ne vedem noi în oglindă, ne vedem cu o grămadă, o listă așa mare de defecte pe care ceilalți nu le văd. Și asta o văd eu și în ceea ce fac vorbind de muzică și în absolut orice. Deci, recapitulare, ai spus că în carantină ai lucrat asupra unui material nou pe care îl pregăteai încă din timp. Da, de mult lucrez. Când ceva? Îl vedem, îl auzim. Mai durează ceva timp, că și eu mă enervez că durează atât de mult, dar știi că e... Cred că, bine, la tine situația e un pic altfel, că soțul tău te ajută în muzică. E foarte ușor să apelezi la... Nu? Nu, în fine, da. Oricum e un sprijin. Mie însă mi-e foarte complicat, mi-a fost foarte complicat să găsesc o persoană cu care să lucrez în studio și să gândească exact cum gândesc eu. Uite, mie mi s-a întâmplat să-l găsesc. Aleluia! Și...
Am început mai de mult să lucrăm la ceva, dar vrem să scoatem un produs foarte și foarte bun, demn de, așa să zicem, un nivel internațional. Și am tot schimbat, În carantină am mai scris ceva în română foarte frumos și abia aștept să realizez una dintre piesele pe care le-am scris în perioada asta. Mi se pare că ești cam migăloasă. Dacă tot bibilești fiecare, da, să știi că piesă în parte. Eu îmi dau seama că deseori îmi stric asta, pentru că oamenii care încearcă mai des, chiar dacă nu sunt prea siguri de ceea ce fac, încearcă mai des, le iese mult mai multe chestii. Bine, eu sunt altfel și el mă enervează câteodată chestia asta. Eu, dacă nu sunt sigură că e foarte bine, nu scot. M-a întrebat cineva înainte să vin aici, cu cine faci astăzi interviu? Și zic, cu Aliona Mun. Ah, de mult n-am mai văzut-o. Deci tu ai recunoscut că nu ieși la toate petrecerile mondene, ești așa mai retrasă și totuși e o caracteristică a ta, a felului tău de a fi, sau este un plan să nu ieși intenționat? Nu este un plan și de fapt... Mai răruț, mai drăguț, știi cum zic unii? Nu, eu trebuie să am un motiv pentru care fac, pentru care ies undeva. Uite, am venit aici la tine în emisiune pentru că aici se vorbește despre tot. Dacă aș merge la alte emisiuni cu tema muzica, nu am ce să arăt nou. Nu am ce să vă povestesc deocamdată. Adică e ceva, e un material încă nefinisat pe care nu-l pot încă arăta. Și parcă mă simt oarecum incomod. Nu vreau să fiu artistul care iese cu povești. Vreau să fiu artistul care iese cu muzica mai mult, înțelegi? Nu vrei să vorbești despre nimicuri. Da, exact. Care treaba cu atâta când te cede dragostea? Scrise de băieți când fata nu mai e. Care treaba cu atâtea declarații fără rost? Sunt doar amintiri când nu mai e ce poți. Lasă în urma ta ce te-ntrista și vei face loc pentru ce va urma. Vei găsi dragostea cândva, undeva, lângă altcineva. Lasă loc în inima ta să primești toată dragostea cândva, undeva, lângă altcineva. Lasă lumea să zică orice, lasă loc pentru dragoste. Întreb cum erai când erai mică. Citisem într-un interviu că ai spus că erai mult prea cu minte. O, da. Dar să știi, nu știu cum, eram extrem de cu minte, eram foarte timidă și câteodată ajungeam să mă întâlnesc cu cineva și nici să nu mă salut, atât de timidă eram. Adică, bine, eram pici, habar n-am de ce eram așa, pentru că părinții mei îmi dădeau tot timpul din lume ca să vorbesc sau să fac ceva. Făceam nebunii cu cei de casă, cel mai des, mai puțin cu tăticul, că el este așa. Apropo, eu îi semăn foarte mult, el este foarte tăcut, el nu își arată sentimentele, ceea ce eu foarte mult timp nu puteam face. Ești un om introvertit. Mai mult, da. Însă, dacă găsesc persoanele cu care simt acea chimie, pot să vorbesc într-una. Dar te-ai jucat de-a cântăreața când erai mică? Oh, da. Și eu în casă bănuiesc. Da. Să știi că cântam foarte mult, că sora mea tot timpul. Dar mai taci odată, că nu mai pot. Dar cântam în gura mare, așa. Adică în asta nu mi-era jenă să o fac. Și cât părinții erau la serviciu, eu cântam în gura mare, că seara părinții de la vecini aflau ce program am avut azi. Am cântat piesa asta, asta, asta. Deci toată lumea, cei care așa erau la o rază nu prea mare depărtare de mine. Nu era o noutate pentru vecini că te-ai făcut cântăreață? Nu. I'm more than one.
studii în domeniu, până la urmă. Fără studii. Bine, studii cu ambiție, profesionale. Da, cu ambiție și cu dorință. Da. N-am avut alte planuri, planul B, ce o să aleg să fac. Din totdeauna mi-a plăcut să cânt, din totdeauna știam că pot face asta bine și am mers la universitate și am făcut jurnalism. De ce? N-am terminat, apropo. Și n-ai terminat. N-am terminat. Dar de ce ai făcut pasul ăsta? De ce ai ales o facultate, deși știai că vrei să faci doar muzică? Să știi că asta mă ajută, oricum mă ajută, pentru că tot artiștii sunt oameni publici care trebuie să și vorbească, să știe, să-și scrie anumite gânduri corect, să investigheze anumite lucruri. Te-ai dezvoltat. Da, eu m-am dezvoltat personal și mie îmi place extrem de mult. Dar să știi cât am învățat, am înțeles că nu e tocmai ceea ce vreau să fac. Cât e să vorbim despre muzică, să știi că am avut încercări să merg să fac studiile la colegiul de muzică, la conservator, însă pentru că nu am avut studii școlare terminate de muzică, trebuia să achit un contract care ustură. Da, ustură foarte mult și am zis că atâta timp cât nu am eu personal banii ăștia la mine, nu. Adică, eu tot timpul mă gândeam să nu cheltuie părinții prea mult și nu a mers, dar nu-mi pare foarte rău. La urmă, când au venit bănuții din muzică? Sincer, nu pot nici până acum să spun că am strâns. Vin constant. Da, că vin constant, nu. Mai ales ultima vreme, pentru că trebuie permanent să fii auzit, permanent să scoți ceva nou. Să știi că oamenii pe care îi cunosc, câteodată îmi povestesc așa niște istorii despre mine, pe care eu nu le auzisem încă, că după Eurovision mi-aș fi cumpărat casă, nu știu unde, o casă imensă, că aș fi avut bani atâți. Și pentru că am copilărit într-un cămin de la Ciocana, chiar unii dintre vecinii de acolo spuneau: da, Aleona, uite că ea acum e bogată, nu poate face reparație în căminul nostru. Și asta era foarte ciudat, pentru că, de fapt, s-a cheltuit enorm de mult și nu pot spune că am avut sponsorizări extreme. Și după asta, să știi că încă aproape un an ieșeam la concerte gratis, pentru că eram ajutați de anumite companii sau persoane. Era vorba de un barter. Da, un barter. Deci nu te-ai îmbogățit după Eurovision? Nu ți-ai luat casă? Nu, că să știi că și până în ziua de azi căutăm să ne luăm ceva propriu. Dar să știi că chiar nu-mi pare rău și bine, nici n-am... Nu am planificat să fac muzică în așa fel încât să câștig bani. Nu a fost ăsta primul scop. În schimb, am avut niște experiențe pe care eu cred că nici după moarte nu o să le uit. Cred că acolo undeva o să mă gândesc la ele și o să mă mândresc, o să mă bucur. Cred că asta este mult mai important. E de stele arzând căzătoare, vine a fura. În cerul o mie de nopți seculare s-a tot spulberat. Noi am rezistat. Între soare și ploi se nasc mii de culori, dar noi vedem doar nori. Amintiri despre noi înșirat am pe voi. Apoi l-am distrus amândoi. Între soare și ploi se nasc mii de culori, dar noi vedem doar nori. Uite,
Țara a aflat de numele tău datorită unui proiect muzical televizat, Fabrica de Staruri 2. Cum te-a schimbat pe tine acea experiență? M-a schimbat total, pentru că fiind eu fata aceea timidă... Aveai 20 de ani. Un copil până la urmă. Un copil. Da. Și a fost o experiență pe care nu trăisem până în acel moment. Aveam o frică de camerele alea care ne filmau și la concerte și în casă. În casă era și mai stresant. Da, pentru că în casă erau peste tot, până și la baie. Da, era nu știu, foarte și foarte stresant. Cred că acolo un pic m-am călit în ceea ce ține timiditatea mea. Te-am mai descătușat un pic? Da. Cu siguranță, că n-avea cum să trec printr-o așa experiență și să rămân la fel de închis în sine și timidă. Dar ți-a deschis uși după? Da, cu siguranță. Să știi că nu m-am gândit ce impact o să aibă asupra vieții mele în general proiectul ăsta. Înțeleg că ăsta totuși a fost un proiect care m-a adus în fața oamenilor ca o interpretă. Nu pot spune artistă, încă nu. Dar cred că acolo a fost primul pas spre asta. A fost un imbolt, un împinsătură așa. Du-te și fă asta, pentru că e timpul. Am visat să ajung, să mă admire, să mă privească o lume întreagă. Aș vrea să cânt, aș vrea să ating steaua mea. Am atâtea emoții că scena mă cheamă să aprinde o nouă stare. E șansa mea, emoțiile s-a maxim și lumea mea. Știu că voi fi un star, ce mult aș vrea să prind o stea. Și apoi a venit anul 2013. Ce a însemnat pentru tine acest an? Eu cred că viața mea în muzică se împarte până în 2013 și din 2013, pentru că asta totuși a fost cel mai puternic moment deocamdată din cariera mea, care a lăsat o urmă imensă. Cred că cea mai frumoasă experiență, cea mai largă experiență pe care am trăit-o. E de vină Eurovisionul? Da, sigur. Sigur. Dar să știi că totul a început în 2012, dacă ți-amintești. Când pentru că erai în back vocal la Pașa Parfeni. Și de acolo s-a unit colaborarea, prietenia dintre voi doi. Da. Și uite că a pornit o colaborare foarte frumoasă, care ne-a îndrăgostit, cred că și pe mine și pe Pașa și pe toți care au participat acolo în Eurovision. Și următorul an, noi foarte mult am vrut să revenim și ne-a venit prin minte să schimbăm un pic rolurile, să mergem de data asta eu ca solistă. Eu cred că de una singură nu aș fi făcut-o, nu aș fi avut atâta tupeu să o fac, pentru că tot eu nu eram o artistă, nu știu, de care aici în Republica Moldova, care își poate permite să meargă, să participe, să reprezinte țara la un astfel de concurs prestigios. Pe mine mă ajută foarte mult cei care știu să meargă, să facă, pot să deschidă ușile astea și eu tot timpul am nevoie alături de mine de un astfel de om. Eu fac tot restul, știi? Tu bate la ușă, eu fac tot restul. E cam așa. How looks that velvet by the sound goes straight to your soul. Guess you out of control. This velvet makes you my girl. And ask me the culor doar noi, vedem doar noi. Aminte despre noi, înșiratam pe voi, apoi le-am distrus amândoi. Tu recunoști că fără Pașa nu aveai să devii ceea ce ești astăzi? Nu aș fi avut același parcurs, cu siguranță. Poate nu ar fi fost, nu știu, totul atât de rapid, știi? Adică creșterea asta. Asta, da, cu siguranță, pentru ce o să-i fiu tot timpul mulțumită. Da,
A fost o experiență pe care nu aș fi încercat-o de una singură, cu siguranță. Te gândești cumva să te reîntorci pe scena de la Eurovision vreodată? Oh, vreau foarte mult, să știi, chiar foarte mult. Dar eu înțeleg că show-ul pe care l-am făcut are un nivel destul de înalt și pentru ca să revin trebuie să fiu mai bună. Și am zis că o să merg la Eurovision neapărat atunci când o să am un material mai bun decât a fost atunci. Pentru mine este chiar foarte important să fac asta. Mie îmi pare că ție îți plac tot felul de concursuri. A urmat Vocea României. Da. Tu fiind Alena Munt deja, cu locul 11 la Eurovision. Da. Cu un succes foarte mare pentru țara noastră. Nu ți-a fost teamă când vei întoarce scaunele? Mi-a fost teamă un pic. Da, să știi că toate experiențele cele mai puternice prin care am trecut erau făcute așa... Hai să încercăm. E foarte spontan, pentru că noi am mers la preselecții, ultima zi de preselecție, era în Constanța, și am zis, hai să încercăm. Dar nu știu de ce, eu tot timpul, atunci când nu cred că o să trec nici măcar prima preselecție, eu merg mai departe. Și chiar și la Fabrica de Staruri, să știi că în fiecare săptămână, înainte de concert, tot timpul eram cu valiza pregătită să merg acasă. Adică niciodată n-am avut încredere 100% în ceea ce fac, în faptul că o să merg mai departe, pentru că îmi dau seama că, mai ales în concursuri, nu ține doar de mine. Și eu știam foarte bine frica mea de scenă, de camere și așa mai departe. Tot timpul mă gândeam că sunt mari șanse să merg acasă. Așa a fost și cu Vocea României. Nu m-am gândit că o să ajung până în final. Și mă gândeam, cine o să mă voteze pe mine? Și uite, atitudinea asta m-a dus foarte departe în toate concursurile în care am participat. I'm never gonna shut you up. De obicei, un proiect de acest nivel ar trebui să deschidă foarte multe uși, foarte multe oportunități, să apară cel puțin un album și să te facă să rămâi în București. Și nu s-a întâmplat asta. De ce? Eu am cam stat acolo în București după proiect. Am încercat să lucrez cu câteva case de discuri. Bine, m-am interesat, mi-am făcut prieteni, am început să lucrez... Bine, am lucrat la o piesă foarte frumoasă, Loc pentru Dragoste, care a fost și cadoul de la Smiley. Da, de la Smiley, după acest proiect. El a fost foarte drăguț pentru că se întâmplă foarte des ca cei jurații să promită piese și nu știu mai ce. Și să nu facă. Și să nu, da, să nu se întâmple, dar să știi că mi se pare că Smiley este unul dintre cei mai sinceri oameni de acolo pe care i-am cunoscut. Mi-a spus foarte sincer, dacă vrei, putem să lucrăm împreună, dar atunci când avem o piesă pentru tine, ești pe loc, lucrăm, o facem, o lansăm. Eu am vrut știi cum, dacă să încep să lucrez, să încep să lucrez la tot proiectul, să nu aștept eu când o să fie piesa pentru mine. Și mie mi s-a spus că am o voce mai puțin comercială și că pentru mine trebuie să piese foarte puternice. Să nu fiu un artist de radio, ci un artist care strânge săli, știi, la concerte. Ei încercau să-mi scrie ceva și nu prea a ieșit tocmai ce trebuie. După care a venit momentul când eu am scris ceva idei de ale mele. Am revenit, nu știu, pentru ce aici. Apropo, mi-au furat... careva băieți de acolo o melodie pe care foarte mult am vrut să o termin și să o scot acolo. Adică am trecut printr-o experiență așa. Da. Melodia despre care zici era compusă de tine? Da. Era o melodie compusă de mine pe care, la care țineam și voiam chiar să și pur și simplu ți-au luat-o.
da, cât nu a fost acolo, din piesa aceea s-au făcut două. Și da, o experiență mai puțin frumoasă, nu cred că n-am mai vorbit despre asta până acum. Dar să știi că cei de acolo tot timpul mi-au spus și sunt sigură că doar asta lucrează, trebuie chiar să te muți acolo, să fii tot timpul acolo dacă vrei să iasă ceva bun, pentru că eu plecam, stam acolo câte 2-3 săptămâni, veneam o săptămână, iarăși plecam. Stăteam destul de mult, însă știi cum, cred că n-a fost să fie, pentru că eu ajungeam la studio unde tocmai, de exemplu, am lucrat la un studio unde și Irina Rimes a început cariera și acolo mi-a plăcut foarte mult, ne-am împrietenit, am început să lucrăm împreună, dar Irina a început tocmai să iasă cu piesa Visele și toți s-au concentrat asupra carierei ei și am înțeles că nici nu-mi permiteam să stau acolo prea mult. Tu ai spus că poate nu a fost să fie, da? Crezi în destin? Cred că e ceva acolo. Și uite că mai e aici de discutat, dar după o scurtă pauză de publicitate. Aleona, avem un joc, se numește Întrebările din bol. Nicolae, adune, te rog frumos, bolul magic. Aici sunt întrebări de la admiratorii noștri și admiratorii tăi. Selectezi câte o întrebare și răspunzi, bine? Eu sunt curioasă. Și eu. Tu citești așa, în voce tare, cum poți tu. Și apoi răspunzi. Sunt întrebări decente, da? Sper și eu. Că nu le știu, dar cred că da. Da. Tu ai participat în două concursuri muzicale televizate. Ce nu ți-a plăcut la Fabrica de Staruri și ce ți-a plăcut apoi la Vocea României? Ce nu ți-a plăcut iarăși la Vocea României? Adică ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la ambele? Da. Nu, ce nu mi-a plăcut la ambele. Ce nu ți-a plăcut. Da. Am scăpat un nu a doua. Bine, hai să ne luăm pe toate astea cu nu în față. Nu. Ce nu mi-a plăcut la Fabrica de Staruri? Știi ce nu mi-a plăcut mie la Fabrica de Staruri? Că nu puteam să aleg eu piesa. Oh, da. Da, să știi, mai ales în finală, ce isterie am avut acolo. Deci, da, nu, chiar asta mă irita, că nu puteai alege piesa. Și în final am cântat niște piese cu care eu niciodată nu aș fi participat în finală. Asta da, cred că asta da, este primul lucru negativ pe care era acolo. Și la Vocea României? Și la Vocea României. Eu cred că nu ți-a plăcut că nu ai câștigat. Mai întâi știi cum, mi-am dat câteva lacrimi când am ieșit din scenă. Dar eram chiar după aceea, peste un minut, m-am gândit, dar de ce plâng eu? Eu sunt în România în finală, eu sunt finalista lui Smiley. E super! Adică la ce, nu știu. Adică mie mi se pare incorect să nu te bucuri de așa rezultate. Sau la Eurovision voiam să fiu în noi. Ne-am pus în plan să fim în primii 10 și uite că am ieșit pe locul 11. Și am plâns un pic și după asta m-am gândit, ne suntem pe locul 11 în Europa, oameni buni. Adică după asta realizez și înțelegi că chiar ai de ce să te bucuri. La Vocea României știi ce nu mi-a plăcut? Ce? Nu mi-a plăcut că s-a terminat la un moment dat. Acolo era foarte, foarte frumos și era în spatele emisiunii niște oameni atât de buni și atât de deschiși cu tot sufletul. Chiar mi-am făcut prieteni foarte buni cu care încă mai țin legătura și până în ziua de azi.
scumtește omul care vede partea plină a paharului și nu invers. Da. Optimistă. Da, eu chiar îți spuneam în pauză, sunt tot timpul optimistă. Tot timpul. Adică pot, știi cum, să nu fiu optimistă vreo câteva secunde și după asta, pam, nu, stai că se vede acolo în capătul tunelului ceva luminos. Asta e foarte bine pentru un om în general, să da, nu-și piardă speranța. Da, e foarte bine să știi că, mai ales pentru un artist, știi tu foarte bine că e și partea mai negativă cu tot felul de, dacă să vorbim de comentarii și așa mai departe, să știi că am primit în viața mea. Și m-aș fi stresat extrem de mult. Sistemul nervos ar fi mai slab dacă aș gândi negativ. Așa că eu sper că toată lumea să încerce să fie mai optimistă, pentru că chiar te scapă de anumite chestii. Următoarea întrebare? Următoarea întrebare. Cu ce se ocupă soțul Alionei? Cu ce se ocupă oare soțul Alionei? Oamenii, da, sunt curioși tot timpul. Sunt curioși. Soțul Alionei face muzică. Nu, bine, el face parte din cariera mea 30% minimum. El mă ajută extrem de mult, el îmi este manager, el îmi este șofer, el este omul care mă critică tot timpul pentru ceea ce fac. Da, critică foarte mult. Bine, cum? Iată, ce poate să-ți spună el ție? În primul rând, cred că o parte a criticii este faptul că nu-mi spune niciodată că am făcut bine ceva. Da, să știi că e foarte zgârcit la laude. Și cere mult de la tine. Asta e bine, pentru că eu chiar încep să lucrez mai mult asupra la ceea ce fac. Altceva ce face soțul meu, el face orice îi place să facă în orice moment. El e foarte flexibil în activitățile extrem sale. Extrem de flexibil. El, bine, mai și face parte din bandul meu. El cântă la clape. Dar pe lângă asta are niște business-uri așa mai mici. Oricum, dintr-o parte se vede cumva că sunteți o echipă mereu împreună. Oriunde te duci tu, e și el acolo. Și dacă nu greșesc, ați cântat la nunta voastră, în doi. Da. Noi ne-am gândit că mai mult a fost inițiativa mea. În loc de un dans, pentru că Vova nu prea o are cu dansul, am zis, în loc de primul dans, să facem prima piesă cântată împreună. Și am ales o piesă care și mie și lui ne place foarte mult. A ieșit așa de drăguț piesa. Încă o întrebare. Ești cei sinceră și asta e întrebare. Scopul jocului. Să răspund sincer la întrebare. Da. Eu nu pot să mint. O să tac dacă nu vreau să răspund la ceva. Da, să nu răspund, într-adevăr. Tu le selectezi. Oricum pe toate o să le citești azi. Da, pe toate, dar eu așa le aleg. De parcă o să mai rămână ceva acolo. Așa. Dacă nu ai fi fost cântăreață, ce ai fi fost? Jocul imaginației. Da. Jurnalista, ai zis că... Nu. Nu, bine, încercând jurnalismul, am înțeles că nu e ceea ce vreau să fac pe viitor. Eu cred că aș face mai mult design. Design de îmbrăcăminte, vizaj, nu știu, ceva de genul. Dar este adevărat că tu îți coși unele rochii singură? Da.
Da, și chiar în perioada Eurovisionului trebuia foarte des să-mi schimb hainele și nu mai aveam eu posibilități să-mi iau tot timpul haine noi și tot îmi confecționam din materialele pe care le avem acasă sau din hainele pe care le aveam, le modificam sau puteam, o rochie am îmbrăcat-o și am zis așa, pe asta anume modelul ăsta l-am îmbrăcat deja și modificam. Făceam dintr-o rochie fustă și top sau dintr-o rochie alt fel de rochie sau le întorceam cu spatele de dinainte și inventam eu alt fel. Mă rog, tu nu faci risipă de textile. Da, exact. Pentru că tot timpul eram, eu fiind născut într-o familie absolut foarte simplă, care nu aveam super posibilități, știi? M-am obișnuit să ies din orice situație cu ceea ce am, cu ceea ce am în fața mea. De aceea am și învățat, am făcut cursuri de make-up ca să-mi pot face singură make-up-ul. De aceea am încercat și am învățat mai bine să cos. Și adică astea tot mă scutesc de niște cheltuieli destul de mari. Vorba aia, omul talentat e talentat în toate. Cred că da. Hai să mai luăm o întrebare. Eu cred că fiecare om e talentat, dar în diverse domenii. Așa, de ce după Eurovision n-ai lansat imediat multe piese? De ce n-ai bătut fierul cât era cald? Discuția asta o am cu foarte multă lume. Este o întrebare actuală, cred că după orice eveniment așa mai... În care ești în vizor, da, da, foarte mult timp și ar trebui să hrănești publicul, da? În momentul ăla. Tu n-ai făcut-o. N-am făcut-o. Eu am avut niște tentative să mai scot niște piese, chiar după Eurovision, însă nu au ieșit prea bine și am decis să nu le scot. Și tot perioada asta, cam am avut încercări, nu vreau să cobor cumva, vreau să scot ceva foarte calitativ, însă nu prea mi-a ieșit acum, atunci. Bine, atunci piesa 1000, da, a fost calitativă după părerea ta, nu? Da. A fost, și după aia trebuia să meargă ceva. Creată de Pașa Parfenii. Da. Și nu ai putut să continui în aceeași echipă și următoarele piese? Să știi că noi am mai scris o piesă care suna destul de drăguț, până la urmă nu a ieșit prea bine toată piesa. Și iarăși revenim la cât de mult am câștigat eu din muzică, nici nu aveam mari posibilități să investesc în ceva foarte bun. Că mergeam foarte simplu, mergeam la băieți care costă și nu... Deci financiar deloc. Nu puteai să-ți permiți un album întreg. Un album întreg, da, da, chiar. E mai puțin vorba despre bani decât despre oamenii cu care lucrezi și cu care te înțelegi la nivel muzical. Să gândească exact cum gândesc eu. De asta am zis foarte mult, am fost în căutarea acestui om. Îți mai dau eu o întrebare. Da. După Eurovision, au apărut cumva oferte de a cânta la petreceri private? Pentru că acolo se adună banii și din banii. Tot timpul. Și eu am avut chiar... cineva mi-a propus să fac un album de muzică populară. Că mă descurc eu și cu muzica populară, dar nu am vrut, pentru că nu e ceea ce simt și că vreau să fac. Tu trebuie să faci ceea ce simți. Păi tocmai de asta, vezi, uite, tocmai de asta nu scot atât de des piese, pentru că eu nu le simt la un moment dat. Dacă nu le simt, eu nu le scot. I'm feeling sexy and free, like glitter is raining on me. You're like a shot of pure gold. Think about you explode, yeah, yeah. Oh, I can taste the taste like a cut of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, cause you're talking me there. Don't you know, you spin me out of control. Oh, oh, oh. We can do this all night, turn this look skin tight. Baby, come on, ooh, ooh, ooh. Pull me like a bass drum, sparking up the rhythm.
rog mult, încă o întrebare? Și încă o întrebare. Cum stați cu hate-ul, cu comentariile negative de la public? Vă afectează? Ce ziceai tu mai devreme, că trebuie să ai pielea dură. Da, exact. Trebuie să fii pregătit pentru hate și pentru comentarii urâte. Dar nu se întâmplă să te amuze unele comentarii? Oh, da, tot timpul. Tot de exemplu, apar... ca comentariul ăla că ți-a luat casă și... Da, da, uite, astea sunt niște istorii care chiar te amuză și nu mă supăr absolut deloc, pentru că omul, el, nu știu... El are dreptul să gândească ce vrea despre alt om și atâta timp cât nu știe dacă e adevărat sau nu, este un adevăr pentru persoana dată. Dar pe mine, da, mă amuză unele chestii. Și te supără altele? Să știi că au fost vreo două comentarii la care am reacționat cumva, știi, cu un nod așa în gât, dar mie mi-este interesant să le văd pe cele mai groaznice. Totuși o limită oamenii trebuie să aibă, nu? De exemplu, au fost și comentarii despre faptul că sunt un schelet, pentru că slăbisem extrem de mult, dar cred că tu știi situația asta. Eu eram tot timpul slabă, dar am slăbit și mai mult. Eu când am un eveniment foarte important în față, extrem de mult slăbesc de la adrenalina pe care, mă rog. Dar e absolut normal că ai atât, un amalgam de emoții trec prin tine atunci, nu poți să mănânci hamburger, nu? Da. Și pentru mine asta era un comentariu absolut normal, că eram slăbănoagă, că nu știu ce. Și plus că la tine e și genetic, nu faci eforturi mari pentru asta. Nu. Alții îmi scriau despre urechi, că aș fi urecheată, că am urechile ca nu știu ce, sau dinții nu știu de care. Mie îmi plac dinții mei. Nu, adică e foarte frumos cum gândești. Erau legate de fizic și mie îmi venea să râd doar pentru că știu că eu nu sunt perfectă, eu nu arăt perfect, dar eu sunt absolut ok cu ceea ce mi-au dat părinții și cred că asta este farmecul meu până la urmă. Hai să vedem ce a rămas, da? Și după trecem la întrebările mele. Da, să vedem ce e acolo. Din ce trăiește Aleona Mun? Din ce trăiește? Tocmai adică ai spus că faci și ore de canto. Fac și ore de canto, da. Bine, mai am evenimente, nu acum. Dar ai spus asta. Că pentru tine muzica niciodată n-a fost un plan de câștig. Da. A fost chemarea ta, pur și simplu. Da, și cred că... Dar ți-ar plăcea, cred că, să faci mai mult. Mi-ar place, cu siguranță, dar mi-ar place să fac mai mulți bani din drepturile de autor la piese foarte difuzate, sau, știi? Adică... Dar nu în țara asta, cred. Mi-ar place să am posibilitatea să investesc în ceea ce fac. Trăiesc din... Eu mai cânt. Dar să știi că, uite, faptul că nu am pus banii pe primul loc încă nu m-au adus să devin un cântăreț de evenimente, pentru că cred că rămâneam acolo. Înțeleg. Cred că mă despărțeam mai mult de... Scena mare. Scena mare, da. Ceea ce nu vreau și mă țin cu dinții încă de asta. Știu cu siguranță că vine momentul când nu o să mă mai gândesc să merg și la petreceri să cânt. Și ultima întrebare, Aleona. Da. Ultima. Ultima, așa de scurtă. Ce întrebare. Îți dorești copii? Nu e prea intimă întrebarea? E... Nu, dar să știi că e la o temă foarte discutată de ceva vreme cu soțul și cu familia. Îmi doresc foarte mult și chiar urmează să lucrăm în direcția asta. Adică voi nu v-ați pus o regulă, nu facem copii deloc. Nu, nu. Adică nu, la noi și cu nunta a fost așa. N-a fost discuție. Noi am fost împreună 7 ani și n-a fost discuția asta când facem nuntă, când... Noi am așteptat să vină momentul potrivit pentru asta. Nici eu nu eram una din fetele, știi?
De fapt, majoritatea fetelor se văd în rochii de mireasă. N-am fost eu. Eu cred că a fost o excepție. Niciodată nu m-am gândit cum o să fie nunta mea, să am un carnețel unde să-mi scriu idei sau nu știu ce. N-a fost. Și când soțul meu m-a cerut de nevastă, a fost, apropo, un moment atât de frumos. Și tocmai atunci am început să ne gândim cum o să fie nunta noastră. Și până la urmă a ieșit tocmai cum trebuia. Dar dacă nu avea să fie o nuntă, nu avea să suferi? Nu avea să sufer, absolut, pentru că fiind atâta timp împreună cu o persoană, tu știi că este omul tău și o nuntă nu schimbă nimic. Deci tema copii în casa voastră se aude des. Da, ultima vreme, da, foarte des. Să vă iasă! Uite, ăsta a fost jocul, mulțumesc tare mult pentru joc. Nicolae, ne ajuți, te rog frumos? Hai, fă curățenie. Iar noi, între timp, mai bem din ceai, da, și întrebările mele sunt aici, așa că după o scurtă pauză, revenim la ele. E puțină vreme de când a fost nunta, sunt doar 2 ani. Da. Dar totuși, îți priește această viață de femeie măritată? Ești femeia care face zeamă, borș, curățenie, spală vasele și calcă cămașa? Ori nu? Sunt femeia care face ceea ce făcea și până la nuntă. Nu, că noi am locuit împreună până la nuntă, așa că, după cum am spus, nunta nu a prea schimbat ceva, doar faptul că câteodată soțul meu se trezește, deschide ochii și zice, soția mea, că îi sună interesant, știi? Ne spune, cred că totuși mai mari schimbări sunt când apare un copil, atunci trebuie să te, nu știu, eu sunt omul care nu face repede ceva, adică eu nu iubesc să gătesc rapid. Mi se întâmplă, eu gătesc rapid, dar nu-mi place. Și eu gătesc așa, la voie, și cred că se schimbă multe lucruri, chiar și în gătit, în călcatul hainelor sau nu știu ce. Cred că când apare un copil în casă, totul se face mult mai rapid, totul se face, se fac mult mai multe chestii prin casă. Cred că atunci se poate schimba ceva. Dar așa, da, eu sigur îi calc hainele. Ești gospodina casei. Da, să știi că mie îmi place să am grijă de el. Ceea ce nu e rău deloc. Nu e rău, da. Tu ai spus, în discuția noastră, ai spus că Vova face parte din bandul tău, el este la clape. Deci tu ai un band. Lucrez cu niște băieți, nu pot spune că este bandul meu personal. Pentru Dar că lucrezi cu ei la evenimente. Da, da. Deci tu spuneai că ai vrea totuși scena mare și mai puțin evenimentele. Da, oricărui artist la noi în țară îi se întâmplă să cânte la evenimente gen nunți. Da, sau categoric. Nu foarte des. Asta nu aveți repetiții în fiecare zi și nu avem repetiții în fiecare zi, pentru că atâta timp cât vrei să faci repetiții sistematic, trebuie să și achiți un salariu celor care vin la repetiție. Și pentru că am spus că nu mergem totuși foarte des la evenimente, la sărbători, așa să zic, familiare, o facem pe moment. Când trebuie, ne vedem cu ceva timp înainte și lucrăm la materialul care avem să-l cântăm. Pentru ce ești recunoscătoare? Pentru ce sunt recunoscătoare? Aoleu, dar e o listă, cred că, foarte mare. Cred că mai avem un pic de timp. În primul rând, sunt recunoscătoare
pentru că sunt, pentru că sunt într-o familie sănătoasă, pentru că eu sunt sănătoasă, sunt recunoscătoare pentru tot efortul pe care l-au făcut părinții mei. Păi așa, pentru mine tot timpul. Să vorbesc despre familie este ceva... Este o lacrimile. Da. Oh, stai un pic. Ești pregătită să fii mamă, eu văd. Să știi că niciodată, în copilărie nimeni nu mă vedea plângând. Eu țineam totul așa în mine. Acum am zis că lucrez asupra mea și încerc să scot mai mult. Dar în ceea ce ține familia, eu tot timpul când vorbesc despre ai mei, simt niște emoții atât de puternice și eu mă bucur că chiar dacă la început nu eram omul care să mă deschid, să pot spune te iubesc, da, cuiva din familia mea, acum mă bucur că o pot face, chiar dacă acum am emoții așa pe care nu le pot abține. Sunt recunoscătoare celor care cumva m-au susținut în ceea ce am făcut, în ceea ce fac. Sunt recunoscătoare vecinilor care le-au spus părinților du-te și duceți-vă și înregistrați undeva, să cânte undeva. Absolut fiecare om care a trecut poate fără să schimbe nimic în viața mea, dar el a trecut și a fost parte din ceea ce am văzut, ce m-a inspirat, poate. Nu știu, sunt recunoscutare în general pământului că ne ține pe noi atâta timp, chiar dacă trecem prin perioade mai grele. Aș spune foarte multe. Foarte, foarte multe. Nici nu m-am așteptat la un interviu atât de amplu, atât de lin să curgă așa ușor și mă bucur tare mult. Deși noi ne cunoaștem, uite, astăzi te-am redescoperit și mă bucur enorm de mult. Mă bucur și eu foarte mult pentru, cum am spus, eu trebuie să simt omul cu care discut ca să pot povesti mai multe și să știi că azi chiar m-am simțit foarte, foarte bine aici. Deci eu sunt o norocoasă. Mulțumesc tare mult. Și doresc tot binele din lume, așteptăm acel material nou cu nerăbdare și dacă tot ești aici, să ne cânti, te rog. O să încerc. Oh,
să-i dragostea. Vorbesc cu oameni, vezi că eu ta-ta-ta-ta-ta, nu mă mai opresc. Stai un pic, da, da, da. Ta-ta-ta-ta. Hai, gata, e liniște. Păi ței. Nu? Încă o dată? Re. I'm lucky I made love with my best friend. Aha, stai, încă o dată. Lucrăm? A, așteptam. Hai, mai citește. Gata.